Vă salut, prieteni! Ne aflăm pe Balta Mare Cojești, la o nouă partidă pescuit. Pe standul? Astăzi pescuim pe standul 2. E la intrarea pe Baltă, lângă diga acolo. Terminăm de instalat echipamentul și mai revenim cu noutăți. Da. Fire întinse de pește. Prieteni, partida de pescuit începe binecunoscutul metod Brown, pe care îl vom folosi simplu, fără să-l amestecăm cu altceva. De la Senzor Planet și mai folosim de la Senzor Planet Topa Mix Tiger Nuts, pe care o să-l combinăm cu micro pereții de Big Carp de 2,5 mm, făină de pește. Această nadă va fi aditivată cu căpșună și cu acest gel neon Red Krill. Totul de la Senzor Planet. Fire întinsă de pește. Start pescuit pe Balta Mare Cojești. Treiul, da. Bravo! Da, doiul.
Perfect. Wow! Asta e perfect! Da! Frumos! Bravo! Da! Adevărăciune! 2 minute? 2 minute îi dai, da! Am fost să filmez apusul și avem captură. Ia, uite. Da. prima captură. Deci stația e la mine, dar n-a avut timp să piuie. Voi când s-a ridicat, mamă, zic, ia uite cum l-a luat, frate. Da, prima captură. Superb. Doamne, ăștia sunt mereburie. Da. Ei, asta e. Nu mai intervii, serios. Da. Și ce tare piuia. Da. Cărășel, nu? Deci era lipit. Nu, nu, nu. Da. Deci swingerul lipit. Bună dimineața! Bună dimineața! De pe Balta Mare, Cojești. Adevărat! Ce pregătești tu acolo? Schimbăm monturi. Am înțeles. Am încercat azi noapte. O montură elicopter, o bilă,
de 20. N-a fost nicio mișcare. Și acum trecem din nou pe momitor. Foarte bine. Septembrie 2024. Vă poftim la cafeluță. Ia uite mai. Cărășelul. Păi da.
barbișune de asta. Da? Wow, hei, foarte frumos. Am cel puțin 120 de metri acum. Da, tot ce e posibil. Păi eu știu. Cădut. Șobolan. Nu te duci decât așa. Da. Doiu. Ăla mai face așa. Îl las. Bună dimineața! Bună dimineața! S-a trezit dulceața. '24. Cam așa. Cam așa? Cam așa. Consultăm calendarul. Da. S-a lăsat o ceață după răsăritul ăla frumos.
Frumos, frumos lansat, ca de obicei. Da? Prieteni, final de partidă pe Balta Mare Cojești. Capturile au fost așa cum ați văzut pe filmare. Partida asta a fost o partidă mai slabă. Ce am remarcat eu este că au venit oameni după alte bălți aici, pe Balta Mare Cojești, și au semnalat că au plecat de acolo din cauza că nu au avut trăsături, nu au avut activitate. Aici totuși am avut acele capturi pe care s-au văzut pe se văd pe imagine, mai pe la standul, pe la jumatea bălții, zic așa, cineva a avut un crap. Ce să zicem, în pescuit se întâmplă și momente din astea. Noi, după cum știți, nu renunțăm, mergem în continuare. Vă dorim fire întinse tuturor. Până data viitoare, multă sănătate vă dorim și fire întinse. Și mulțumim pentru vizionare.